Cum să te ascunzi de hoți? Într-o seară, un om, mai degrabă sărac decât bogat, auzi zgomote ciudate venind dinspre portiță. Înțelese că hoții intrară în curtea lui și că se îndreptau spre casă cu gând de a-l șefui, așa că, neștiind ce altceva să facă pentru a scăpa cu viață, se ascunse de grabă într-un cufăr. Între timp, hoții intrară și răscoliră întreaga casă, dar rămaseră tare dezamăgiți, căci nu găsiră nici măcar un obiect de preț, bijuterii, pietre scumpe, argintărie sau altele. Veniseră cu saci mulți, pregătiți pentru o pradă frumoșică și cum nu doreau să se întoarcă cu mâna goală, răscoliră bine întreaga casă. Cât te uitai de jur împrejur, nu vedeai decât câteva piese de mobilier, câteva perne, o pătură și alte lucrușoare de strictă necesitate. Hoților nu le venea să creadă că nu puteau lua nicio pradă. Tot căutând, dă dură cu ochii de cufărul unde stătea ascuns omul nostru. Cu siguranță că aici sunt puse lucrurile de valoare, spuseră într-un glas. Îl deschiseră și nu mică le fu surprinderea când îl găsiră înăuntru pe bietul om. Ce e cu tine aici înăuntru, îl întrebară nedumeriți. Omul, speriat că fusese descoperit, își plecă capul prefăcându-se rușinat și le spuse: după cum vedeți, în casa mea nu se află lucruri de preț și mi-a fost atât de rușine încât am intrat de grabă în acest cufăr. Hoții începură să râdă și spuseră: săracul poate cânta dinaintea hoților. Omule, tu nu știi asta! Și plecară fără a se mai întoarce vreodată.